trei lucruri, dacă le-ai făcut, în viața de creștin, să știi, pe Domnul, tu îl preamărești și răsplătire vei primi. Trei lucruri, dacă te-ai gândit, să-ți fie țântă, făpădui, pe calea pe care ai pornit, vei lua la urmă loc întâi. Trei lucruri, iată care sunt. Întâi, în rugăciune să stai, să ceri puterea, Duhul Sfânt, aripi spre cer, aripi spre rai. Apoi, să cânti și să vestești, să spui la oameni că Iisus venit din slăvile cerești, salvare sfântă ne-a adus. Să cânti înseamnă curcubeu, atunci când cerul e înnorat, de lauz cântând pe Dumnezeu, ai biruit. Ești om salvat. Dacă ești cântăreț sau nu, nu e important ce voce ai. E important să cânti și tu cum cântă îngerii în rai. Să cânti din inimă, să cânti din zori și până la apus, mereu cântarea să frămânți și să o înalți ca jertfă sus. Să cânti ca David la palat, în adunare sau în voi. Să fie Saul vindecat când va privi în ochii tăi. Să cânti ca Pavel inspirat, să se deschidă porți de fier. Să sune laude neîncetat, să se ridice până la cer. Să cânti lui Dumnezeu prin Duh, prin Duhul Sfânt, să înalți cântări. Să se ridice în văzduh Osana, până în depărtări. Să cânți, căci cântul e un jar ce aprinde sentimente vii. Căci al cântărilor altar revarsă numai bucurii. În veșnicie cu Iisus vom auzi cântări, cântări. Căci chinul, lacrima s-au dus, s-au transformat în desfătări. De aceea cântă până când mai bate inima în piept, chiar dacă nu mai murmurând, fii cântărețul înțelept. Căci a cânta înseamnă foc, ce arde ori și ce păcat. Când noi cântăm, primim pe loc răspunsul binecuvântat. Sunt trei și acestea sunt surori. Să cânti și să te rogi plângând și să vestești la muritori pe Dumnezeul drept și sfânt, adevăratul mesager, ce duce lumii vestea bună, înalță rugăciuni spre cer, ca să primească ce se spună. Atunci când sfinții s-au rugat, s-au pus și nori în mișcare, și locul s-a cutremurat, și vântul s-a oprit pe mare, și lei au rămas imuni și îngleștați, precum citim, când Daniel în rugăciuni privea spre Ierusalim. Și lei și un alt străjer, ce s-a rugat așa convins să se coboare foc din cer. Și atunci altarul s-a aprins și Moise pentru al lui păcat și Ieremia, Samuel, în rugăciuni cu toți au stat, în rugăciuni de mijlocit, să ierte Dumnezeul drept. Dar sunt și rugi de mulțumit pe care le înălțăm de piept. Sunt rugăciuni pentru împărat și pentru oameni răi, profani, dar și pentru surori și frați. Ce sunt jos sau mai presus, sărmani? Ce fel de rugător sunt eu? Dar tu, te întreabă Hrist, nu ești adesea fariseu și îi lași pe frați cu suflet trist? Luați-l pe Iisus model și veți ajunge în vârf de stânci. Rugați-vă așa, ca El, cu lacrimi, cu suspini adânci. Hristos e stâncă, e izvor. Hristos din morți a înviat. Să ducem vestea tuturor salvarea noastră din păcat. Să predicăm cuvântul sfânt. Hristos ne cheamă, ne-a trimis. Să spunem celor care sunt că cerul încă e deschis. Să vină cei pierduți acasă,
sunați din trâmbiță, vestiți că timpul care a rămas e timpul să ne pocăim, să înălțăm al nostru steag ca Petru la Ierusalim, ca Pavel la Aeropag și fără teamă să vestim, căci omul care a vestit la alții taina mântuirii va fi de Domnul răsplătit în ziua mare a venirii. Să predicăm, dar ia aminte, să nu rămâi nerăsplătit, să nu fii numai în cuvinte, numai în vorbe pocăit, să nu fii fariseu fățarnic, să porți în tine numai fum, atunci te regreta amarnic, de nu ești pocăit acum. Amin.